de unde apside încă șantier. E un rost peste tot în austrul laterale, plin de praf, groaznic. Rău? Da. Sunt departe de a se încheia. Au demontat mai multe vitralii săptămâna asta. Și de vește nici măcar nu au pus la loc. Cum se poate așa ceva? E normal. Lucrurile astea durează. Tot timpul apar probleme de istorie. Tot hărțișul ăsta administrativ, autorizația de obținut la un stel la altul, totul se blochează, totul stă pe loc, el nu stă în praf, bineînțeles. De foarte răbăcut. Evident. Abia dacă pot să-mi țin slujbele. Sermanul de chile. Bine zis. Sunt și alții mai sermani decât mine. Vreau să-ți mărturisesc ceva. Ce? Cred că nu o să mai pot veni pe la tine. Ultima dată când ne vedem, cel puțin în condițiile astea. Zău? Ce se întâmplă? E complicat. Am întâlnit o femeie. Acum cred că va să spună. Nu înțeleg. Nu înțelegi? Păi evident că în condițiile astea nu se mai pot veni pe la tine. Păi ce, ai întâlnit pe cineva, o femeie? Da. Am întâlnit. Pune-te în situația mea. Sunt preot, dar sincer, chiar am sentimente profunde față de ea. De când ai tu sentimente profunde față de ea? De vreo 4 săptămâni. Și astfel, mi-e greu să justific venirea mea aici. Te-e greu să justifici? Da. Față de cinema? Față de vreo situație, evident. De altfel, m-am și gândit la treaba asta și eram sigur că o să ajung în situația asta. Vreau să-ți ofer despăgubirea pe 10 ani. Am pregătit și o sumă în sensul ăsta, da? Și nu e tot ce-ți ofer, dar eu mă cont. Sper că s-o cotești onestă propunerea mea și nu lipsită de respect. Daniel! Și ce vrei să spui? Ce legătură a avut cu banii toată povestea asta? Eliza a avut un anumit rol, dar nu știu de ce interesul tău pentru bani, nu? Din bani trăim. Deci... Tu zici că nu mai poți justifica venirea ta aici, nu? Da, exact asta am și spus. Și crezi că poți să rezolva chestia asta cu bani? Nu e rău să discutăm despre bani, dar eu nu te judec. Daniel, dar tu n-ai înțeles ce loc ai ocupat în viața mea?
zici tu că eu nu s-a mai ce am să plătești încă de acum 2 ani. Ce vorbești între astea? Eu am insistat de fiecare dată, nu poți să ne... Da, e adevărat, ai insistat. Însă de fiecare dată eu insistam mai tare ca tine să nu plătești. Da, dar eu ți-am spus de fiecare dată la început că e o prostie. E o prostie crasă. Păi ce tu crezi că eu așa făceam cu fiecare client? Unde aș fi ajuns? Te-ai pus întrebarea asta. Păi tata, tu îmi spuneai mereu, treacă de data asta. Eu am crezut că în principiu ferm și n-am discutat niciodată chestia asta, serios. Și acum vii și îmi spui, a apărut o femeie în viața mea și nu mai pot justifica venirea mea aici. Da, asta spun. Dar eu? Eu cine sunt? Cred că e o neînțelegere. Ce, eu nu sunt femeie? Nu sunt o ființă umană? O creatură a Dumnezeului tău? E o cumplită înțelegere. Cum adică? Ai înțeles că sunt o creatură umană? Nu e asta, e... Atunci ce e? Păi, dar nu m-am gândit că relația noastră e ceea ce spui tu. Și ce spun eu că ea? Că se baza pe sentimente. E serios? Nu ți-ai dat seama? 7 ani de zile. Dar ce am fost eu pentru tine în tot timpul ăsta? În orificiu, Daniel? Nu vorbeai așa, tu e pe... meseria ta și... Eu care credeam că o să fie cea mai pură relație a vieții mele. Singura mea relație cu un bărbat numai al meu. Pentru tot restul vieții. Singurul meu bărbat statornic. Doamne, ce tâmpit am fost, m-am îmbătat cu apă rece. Credeam că ceea ce faci tu e din... E din prietenie. Din meseria ta, din firea ta calmă. Elis, nu pot trăi cu două femei în același timp. Pune-te în locul meu. Eu deși îmi doresc chestia asta. Jurământul meu proces. Chiar nu pot, sincer. Dar găsești o soluție. Nu-mi cer să te rup relația. Cealaltă relație. Da, chiar m-am angajat și am sentimente. Nu-ți cer. Nu se poate cere nimănui așa ceva. Dar ești într-adevăr gata să faci ceva pentru mine. Știu că am greșit și vreau să fac ceva, dar nu știu ce. Dă-mi ceva. Dă-mi ceva numai mie. Ce? Nu știu, dă-mi timp, uite. Vino să petrecem o parte din timp împreună. Timp? Da. Nu, din când în când să iei masa la mine. Nu o să mai fie nimic altceva între noi, niciun contact fizic, nimic. Nu o să mai ai ce să se reproșezi față de cealaltă.